Pentru că nu s-a supus controlului curții de conturi, procurorul DNA prezent la ședința de judecată a cerut instanței să dispună punerea sub sechestru a tuturor bunurilor lui Nicușor Constantinescu pentru a fi recuperat prejudiciul dacă instanța va stabili definitiv că acesta este vinovat și îl va obliga să plătească daune. Procurorul a solicitat instanței să se aplice sechestru asigurator pe bunurile menționate în ultima declarație a sa de avere. După această solicitare, avocatul lui Nicușor Constantinescu a cerut recuză a magistratului care judecă dosarul soluție care va fi pronunțată de Tribunalul București pe 31 octombrie. Reamintim că în acest dosar Nicușor Constantinescu a fost trimis în judecată în luna mai sub acuzația de abuz în serviciu, alături de el fiind implicat și directorul pe Constanța Adrian Gâmbuțeanu, după ce niciunul dintre ei nu s-a supus controlului curții de conturi. Nicușor Constantinescu, cercetat de DNA în mai multe dosare, se află de câteva luni în Statele Unite ale Americii la tratament pentru cancer de prostată. Pe numele lui a mai fost emis și un mandat internațional de arestare. Președintele suspendat al CJC-ului a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție în trei dosare penale. Într-unul dintre acestea este acuzat că nu a asigurat finanțarea centrului militar zonal Constanța, în altul că nu s-a supus controlului curții de conturi, iar în cel de-al treilea pentru că a atribuit nelegal terenuri. Într-un alt dosar, șeful CJ Constanța este cercetat pentru luare de mită și nerespectarea regimului armelor și muniților, după ce în casa lui au fost găsite la la percheziții 15 cartușe de calibru 9 mm.